Mirabela Dauer se numără printre cele mai apreciate artiste de la noi din țară. Recent, vedeta a declanșat un scandal în mediul online, după ce a fost criticată de stiliste. Acestea și-au permis să-și exprime dezaprobarea la adresa ținutelor purtate de artistă, iar vedeta a răbufnit. Mirabela Dauer, în vârstă de 76 de ani, se numără printre cele mai cunoscute și apreciate artiste de la noi din țară. Vedeta are o carieră impresionantă iar de multe ori reușește să atragă atenția cu ținutele sale inedite. Artista nu se ferește să poarte rochii decoltate, iar zilele trecute Mirabela Dauer a răbufnit după ce a fost criticată în mediul online de stiliste. Artista s-a filmat în timpul unui concert susținut în Republica Moldova și le-a transmis un mesaj celor care au criticat-o în mediul online. Mirabela Dauer a postat videoul pe rețelele de socializare, declanșând un adevărat scandal. Mirabela Dauer nu mai are nevoie de nicio prezentare. În vârstă de 76 de ani, artista are o carieră impresionantă și arată incredibil de bine. Deși nu mai este la prima tinerețe, artista nu se ferește să poarte rochii elegante și care să îi lase la vedere umerii. Zilele trecute, Mirabela Dauer a postat un clip video pe rețelele de socializare după ce a fost criticată de stilistele din mediul online pentru modul în care se îmbracă. Se pare că tot scandalul ar fi pornit de la jupa unei rochi purtate de vedetă, la concertul lui Fuego. Supărată, Mirabela Dauer s-a filmat înaintea unui concert susținut în Republica Moldova, și a răbufnit la adresa celor care au criticat-o, stilistelor care mi-ați scris acolo, în ce halte ai îmbrăcat. Stilistelor, lor, sub o rochie elegantă din catifia se pune întotdeauna o jupă. Dar, dacă voi nu ați știut de acolo de unde sunteți voi, de la coada calului, vă spun eu, se pune întotdeauna o jupă. Deci m-am îmbrăcat spectaculos, țațelor, a fost mesajul dur al Mirabelei Dauer, transmis în videoul postat pe Facebook.